Dar acum n-ai credit. Cinea, cinea 90 ani de șef al lui maestrului Ion Duță, un mare scriitor al contemporaneității noastre, care a schimbat completamente paradigma literară în anii 60 ani buni pentru literatura română din Basarabia. De la registrarea sub formă de cronică exterioară la lumea lăuntrică a personajului, a omului și, bineînțeles, că s-a impus cu un dar deosebit de povestitor în linie tradițională, religiană, sardoveniană, pe care noi o cunoaștem și pe care, și care l-am moderat ca scriitor. Și, în ultimul rând, aș menționa că începând cu Casa Mare și continuând până la Prescuza de la Răscruce, Ion Duță ne-a întors la valorile etice, la valorile sacre. Bineînțeles că nu este de neglijat participarea lui la Renaștere Națională, în calitate de partenică, lider de opinie, de părți la mice, așa cum mai e totuși bine spune noi, și care a exprimat în om adevărul despre ființa noastră, despre limba noastră română, despre ceea ce prezentăm noi în acest spațiu pe care el l-a personificat în copiii său și parate din copii, au paralizat. Și în Germania, pe loc, nu ar fi să face, știam că e pornit spre Chișinău, dar cred că vor ajunge care la fiecare etapă a dezvoltării
Republicii noastre, a putut să spună un cuvânt care a stat ca o maximă pentru toată populația din țara noastră. Acum, la al treilea rând, eu vreau să prezint un mic cuvânt de salut din partea colegilor mei, membri ai Prezidiumului, domnul Atrancian Tirineanu, Buceac și Cipri Săcaru, despre această mare personalitate. Stimați deci, participanți, stimați colegi, vreau să menționez că scriitorul Ion Druță, mare creator de opere perene, a făcut să se vorbească în literatura noastră despre o întreagă epocă a lui Ion Druță, care se așterne prin viața și creația acestui mare maestru în raport și în context cu viața poporului său. În epoca lui Ion Druță, complexă și controversată, s-au întâmplat de toate. Răzvrătire și cenzură, luptă și cedare, victorie și eșecuri, adevăr și minciună, bine și rău, iubire și ură. Această dramatică epocă se face însă remarcată prin strălucirea unui talent inedit de poet al prozei, Ion Druță. Las pe seama criticilor literari și de artă să se pronunțe asupra chestiunilor de ordin filozofic și estetic ale creației druțiene. Țin să subliniez doar că academicianul, prozatorul, dramaturgul Ion Druță, născut în localitatea Horodește, județul Soroca, a reușit să revoluționeze întreg fenomenul cultural al timpului prin mesajul său creștin, interzis pe atunci, dar și prin deplasarea radicală a accentelor de pe eveniment, pe sentiment, de pe conștient, pe subconștient, de pe societate, pe om. Precum a observat istoricul literar, membru corespondent al Academiei din Moldova, de Științe din Moldova, domnul Nicolae Belețchi. În anii 70, în plină perioadă de sovietizare, Ion Druță a avut inspirația și maestria de a ilustra adevărată frumusețe a sufletului omenesc și a poporului nostru, provenite din tradițiile și credința sa milenară. Scriitorul Ion Druță a avut curajul să pledeze cauza națională într-o vreme când nimeni nu îndrăznea să se pronunțe împotriva politicii oficiale de deznaționalizare și rusificare forțată. În discursul său, rostit în anul 1965, la Congresul Uniunii Scriitorilor de la Chișinău, Ion Druță a spus clar, pentru o limbă cu rădăcinile latine, ar fi firesc să se treacă la alfabetul latin. Generațiile mai tinere ar trebui să cunoască faptul că anume scriitorul Ion Druță, scriitorul Ion Druță îi revine meritul deosebit de a fi lansat ideea editării la Chișinău în februarie-martie 1989 a primului ziar în grafie latină numit Sugestiv Glasul. Trebuie să recunoaștem și faptul că opera lui Ion Druță a fost școală extraordinară pentru câteva generații de conaționari de esei, cu impact și asupra altor popoare, dovadă fiind și succesul pieselor druțiene puse în scenă, inclusiv de către cunoscutul regizor Ion Ungureanu, care este doctor honoris causa Academiei de Știință a Moldovei. Ion Ungureanu, în colaborare cu marele compozitor Ion Doga, la fel membru Academiei de Știință a Moldovei, pe diferite scene ale lumii, la Moscova, Riga, Varșovia, Paris, etc. Comunicându-ne prin creațiile sale artistice o experiență umană esențială, vorbea cunoscutul teoretician literar Adrian Marino. Activitatea scriitorului academician Ion Druță este edificatoare și pentru conceptul european de societate bazată pe cunoaștere, pe care îl promovează actualmente Academia de Știință a Moldovei. Participarea la conferințele de rezonanță internațională, inițierea editurii
editerii unor cărți valoroase ale scriitorilor neîndreptățiți, contribuția la deschiderea complexului muzeistic Constantin Stere de la Cernăcău, lansarea valorosului proiect internațional Dinastie Cantemir în locul lume. Sunt parte a discursului științific și cognitiv neîntrerupt pe care Ion Druță îl promovează de-a lungul anilor. Ion Druță, președintele de onoare al Uniunii Scriitorilor de la Chișinău din 1987, membru de onoare al Academiei Române din 1990, membru titular al Academiei de Știință a Moldovei din 1992, prin viața și opera sa, lasă să continue o epocă irepetabilă în care, spune Mihai Cimploi, opera lui Ion Druță este în total o expresie a rezistenței spirituale și morale în fața a tot ceea ce se subminează naționalul, umanul, sacru. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule președinte. Acum vă rog să prezinte mesajul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, doamna Bine Costisnă. Domnilor și domnilor, distinsă audiență, sunt extrem de onorată să particip aproape săptămânal în această sală, în acest edificiu, la evenimente științifice. Trebuie să constat că Institutul de Filologie este unul dintre cele mai prolifice în acest sens. Este adevărat că avem și ocazii frumoase care ne dau prilejul să ne reîntâlnim, să ne cunoaștem, să discutăm, să ne agreăm și să vedem unde mergem înainte, era mai bine, vorbea cineva din strămoșii noștri. Această întâmplare de a vorbi despre marele maestru Ion Druță îmi dă un fior la limita fricii. Pentru că nu mi-am închipuit când citeam Funcții de Dor sau învățam la școală că voi ajunge să-l cinstesc pe marele maestru transmițându-i online un mesaj de sănătate și parcă anticipând zâmbetul amar al dumnealui. Sigur că ne-am fi dorit să fie prezent astăzi, l-am așteptat, îl așteptăm în continuare. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care mai nou se îngrijește de anumite aspecte în cercetarea fundamentală, în special cea care ține de sufletele noastre, mă refer la literatură, vine cu un mesaj de felicitare. Bineînțeles că nu tardiv către marele maestru, a făcut într-un gest destul de semnificativ la 3 septembrie, care în mod fericit a coincis cu începutul anului școlar, anul la care, la prima lecție, învăță cei care probabil au uitat de telefoane mobile pentru 45 de minute, l-au descoperit pe marele Ion Druță. Au încercat să înțeleagă, la nivel de 6-7 ani, cine este, cine a fost, cine vom fi noi, grație operei marelui scriitor. Trebuie să recunosc că, oricât n-am citit opera lui Druță, marele noastre fapt eroic înseamnă a citi și a reciti. O să-l redescoperim, de fiecare dată altfel, și constatăm o anumită vârstă, cel puțin la cea la care sunt eu acum și colegii mei de la Minister, că Druță este un vindecător de suflete. Cu biciuială, cu puțină aciditate, cu vorbă blândă, cu exemple, cu suflete zbuciumate, Druță vine indiferent de vârsta, coloratura, viziunea, tendința, vectorul și alte tot felul de criterii moderne, să ne arate că, indiferent, indiferent de timpurile în care trăim, cea mai mare luptă pe care o facem, o ducem, este cu noi înșine. Crâncina singurătate în care eroii lui Druță apar și luptă cu sine însăși, ne fac pe noi, pe fiecare, să ne regăsim, să ne controlăm, să încercăm să fim mai buni,
să ne cinstim trecutul și înaintașii și să nu ne rușinăm, să cinstim acea bătrânică care, gârbovită, urcă cu un cap de lumânare de-alul spre biserică. Felicităm pentru nobila intenție Academiei de Științe, Institutul de Filologie și toți organizatorii acestui frumos eveniment. Suntem siguri că este mult prea puțin ceea ce se întâmplă astăzi, dar să ne reamintim, să-l recitim, să-l cinstim pe Ion Gruță și să încercăm măcar puțin să urmăm povețile, nu este întâmplător, cu nicio ocazie, nici într-o academie, nici într-un stat. Avem, probabil, în timpurile grele pe care le ducem, mai multe reproșuri, unul către celălalt, poate către noi înșine, dar Druță ne-a învățat să ne împăcăm cu noi înșine. Druță ne învață să privim înainte, sperăm să ne reușească și măcar puțin să fim demni de ceea ce ne-a învățat Druță în opera sa. A cinsti înaintașii este una din valorile pe care neamul nostru, cu care neamul nostru se mândrește. Ne mândrim și noi cu marele scriitor Ion Druță, îi dorim sănătate, îi dorim răbdare și înțelepciunea pe care dumnealui o propagă în jur, măcar ca un ecou îndepărtat să ajungă la fiecare de noi. Vă doresc succese, vă ascult cu mare atenție ceea ce se va vorbi astăzi și îmi doresc să ne vedem de mult mai multe ori cu astfel de ocazii frumoase. Succese tuturor! Mulțumim, doamnă Elena Bilei, pentru această binecuvântare ministerială, foarte sinceră, și care e un preludiu la prevederile care urmează. Nu am un text mai mare, pot să-l expun așa mai sumar, într-o prezentare așa sintetică, fiindcă am citit cu deosebită plăcere cele mai recente două volume de memorialistică ale lui Ion Druță, e vorba de grădina Domnului și Căsuța de la Răscruce, de anumită cu interes, fiindcă nu sunt și eu participant și martor al acelor fenomene, evenimente, procese pe care eu le descrie, pot predice, și cu o așteptare din partea mea, ca cititor și ca cercetător, să văd ce mai spune Ion Druță în continuarea volumelor pe care le-a scris operei sale fundamentale. Ceea ce am descoperit eu, cu conform unii logici, cred eu, normale, a lucrurilor este că, citind aceste volume, ca să folosim o sinteză, o formulă sinteză de faptul lucrurilor, este sezabilă o întoarcere la puterea a treia, sau chiar a patra, aș zice eu, o întoarcere sentimentală, în primul rând, la cele întâmplate și pătimite, ori Druță, știm că, și trebuie să recunoaștem acest lucru, nu a dus lipsă de asemenea întâmplări și pătimiri dramatice, sfârșitoare, o întoarcere mai specială la punctul genezic al biografiei sale, de creație, apoi, mai simplu zis, intensificată cu Căsuța de la Răscruce, o întoarcere îndărăt la adevăr, la adevărul întreg, să zicem așa, două dintre novele, Bucovenianca și Bucovenianca, a zis el, și Catiușa, și foarte multe secvențe abordând tragica temă a deportărilor și mai larga problemă a străinilor. Se vatră
tematice stilistică de limbă. Și cea de-a patra întoarcere pe care am sesizat-o este una pe care îi interesează în mod deosebit pe cercetătorii operei sale. O întoarcere la lumea imaginară, răzumită de el și care nu-i decât în lumea turcească, altfel nu-i putem zice așa. Lume text, romanesc, novelistic, eseistic. Și atunci când aceste întoarceri, zic eu, nu sunt marcate de legături temporale și spațiale, de întâmplări rele, de vicisitudini ale destinului, ci sunt revelații ale imaginației sale, expresii ale unui antic topos, antropos, loc nelocabilizat, așa ar fi traducerea. Deci, unii găsenițe, termen uitat astăzi, în tinerie să-l foloseam mai des, sau ale unor străfugeri ale inspirației, care pot fi numite sărbători ale sufletului, cu un termen, dacă nu mă înșel eu, gogolian. La gogol este frecvent acest termen, sărbătoare a sufletului, și care ne amintește și de bucuria sufletului, despre care vorbește Ernest Hemingway de frumoasă biografie de creație sa, sărbătoarea de neuntat, pe care eu am citit-o cu eu să fie plăcere în anii studenții, iată, cărțulirea asta am găsit-o în biblioteca mea, este tradusă de Emma Beniuc, soția lui Mihai Beniuc, și editată în 1966. E, cam acest gen, cred că îl cultivă Ion Druță, în minoristica sa. E o lume al Hemingway, o lume deosebită, specifică, interesantă. Este lumea anglosaxonă literară din Paris. Ce sunt reprezentanții generații pierdute, noi știm, specialiștii despre această generație. Și bineînțeles că Hemingway vorbește, apropo de acest termen, sărbătoarea de neuitat, cred că în engleză e vorba de o sărbătoare mereu în mișcare, o sărbătoare care continuă. Rușii au tradus praznic, который всегда с нами. Așa l-au tradus rușii. Iată că această paralelă cred că este potrivită și Ernest Hemingway ne vorbește aici și despre ceea ce crede, la ce profesiune de credință, despre ceea ce numim noi al scriitură, arta scrisului, despre rostul scriitorului în lumea modernă, acum postmodernă, și Druță, bineînțeles, că se prezintă în aceste două volume despre care vă vorbesc, ca un scriitor. Gândește ca un scriitor, vorbește despre un scriitor budistiv, care este chiar el, despre tot ce s-a întâmplat în perioada interbelică, cu acea înfruntare dintre transnistrieni și basarabeni, din cadrul unui scriitor, din cadrul vieții culturale de atunci. Vorbește despre Chișinău postbelic, mai dramatic, în note mai dramatice decât cum a vorbit el în ultima lună de toamnă sau în alte bucățări. Și, bineînțeles, că ar spune niște lucruri mai care nu le-a spus altă dată. Ion Druță face niște portrete excepționale de scriitori care
poate că nu suntem de acord, îl prezintă pe Andrei Lupan ca un mare lider al lumii literare, culturale de atunci, cu greutate deosebită. Bineînțeles că nu analizează creația lui Lupan pe care noi știm, că e cam ideologizată, nu se referă la el și el recunoaște că se referă la Andrei Lupan, cel care dirija destinele, viața culturală, destinele culturii de atunci și, bineînțeles, că în ultimul timp, ca susținător al lui Mândruță, cu toate că Lupan s-a n-a înțeles la început, nu l-a înțeles de Mândruță, n-a înțeles frunze de doar, și-a schimbat opinia, nu a înțeles o spisire ca lui și aici a văzut așa o, sigur că o deosebire de atitudine față de religie pe care îl fac în cartelist, că mare complex nu putea să se înțeleagă, sigur, nu permitea acest lucru să înțeleagă romanul până la capăt, Druță i-a răspuns într-o mare scrisoare. Eu mi-amintesc că atunci, la moartea lui Andrei Lupan, am fost cu Lidia Istrati ca să-l convingem familia să fie înmormântat cu preot. Nu, n-am reușit acest lucru, deci am discutat rezolvă. Deci era în familia Lupan o atitudine de subit, așa, ateistă, foarte și foarte pronunțată. E bine, cred că n-am reușit eu pe cel care l-am cunoscut, eu am prezentit pe oameni mai bine, care am fost în anturajul unui scriitor în acea perioadă de renaștere. Nu sunt de acord cu Ioan Druță când zice că era ideologizat, foarte bizat, la capăt. Ultimul Ioan Constantin Cerban era altul. Era chiar mai curajos decât noi și eu mă amintesc că la o întâlnire la Comitet Central și văzut cum masă. Era vorba de faptul că Gorghiu era pomenit de două ori și la Comitet Central zice un mortel pomenit o singură. Și atunci a tras, a dat seama ce înseamnă să dai cu pumnul în masă la Comitetul Central. De pe greu. Un pic așa, într-o altă lumină apare și Cosmescu, aici care de la părerea că nu este de doar o capodoperă, a trecut la voastră părere și a criticat scopul de doar la Cosmescu. Probabil era montat, așa cred eu. Dar aceste portrete sunt foarte bine, foarte bine conturate, creionate și ne vorbesc despre realitățile de atunci. Deci, acum la comunicările propriu-zise, îl rog pe domnul profesor Ion Ciocan să ne prezinte, care știm că a avut și niște întâmplări dramatice înțelegerea lui Mândruță. Așa prezintă asta. Ne vor vorbi despre permanența lui Mândruță în viața societății noastre. Dragi colegi, am ieșit special, vă zic, mi-am întrerupt tratamentul de ochi la Institutul din Strada Viilor, de acolo de sus, ca să particip la această întâlnire cu Ion Druță. Domnul Bahnar, când mi-a telefonat, nu mi-a spus că Druță nu va fi. Probabil că nici dumnealui nu știa. Dar nu asta e mare lucru ce am vrut să vă spun, ci faptul că, într-un scurt și consistent discurs ținut în cadrul unei conferințe de la Uniunea Scriitorilor din Moldova la 3 septembrie, subliniez, la 3 septembrie, colegul Vladimir Peșleagă sublinia destul de apăsat din toată inima că nu e bine să ne jucăm prea liber și prea devreme cu titluri mari ca
scriitor clasic în viață. Și că e necesar să lăsăm opera, creația scriitorului să treacă un serios examen al timpului, unicul în măsură să valideze sau mai știi nu, opinia despre un poet, prozator, dramaturg și așa mai departe. E înțelept să procedăm așa, adică să lăsăm să treacă mai mult timp, dar noi personal ne ghidăm uneori și din păcate prea de puține ori de unele idei care au fost expuse înaintea noastră, de pildă Coroban. Mă refer la Alexandru Burlacu, care îmi spunea, Coroban a zis, între noi, colegii, zicea aici că peste 100 de ani nimeni nu are să mai pomenească literatura de astăzi. Poate doar Ion Moldova. Și să luăm grăuntele rațional din această vorbă a bătrânului Coroban, el a rămas pentru noi bătrân în sensul de om înțelept, om care înțelege viitorul, pricepe viitorul și, mă rog, pentru unii poate fi de măsură această neacceptare de către Coroban a unor idei care erau pe aici colo, vehiculate încă de pe atunci. Dar noi personal, care nu știu dacă am făcut daur în cer, dar am făcut mult pentru popularizarea, subliniez, popularizarea operei lui Druță și când eram la editură și când eram la universitate, dar și mai târziu. Vreau să zic că pentru noi personal, Druță este un clasic viu al literaturii, scrise pe acest meleag pluto-nistrean. Un clasic care nu trebuie comparat cu scriitori mari care au activat în alte areale, de pildă cu Marin Preda sau cu alții. Druță a activat într-un anumit mediu și noi care cunoaștem mediul respectiv și care știm ce ne-a dat Varski și ce ne-a dat nu știu, Moisei Calana, ca să mai numesc un nume foarte, foarte original. Așa. Nu ne-au dat. Apoi da, ei s-au gătit că e același lucru, ce au dat și ce n-au dat. Și Ponomar și cine e mai pomenit de Druță în această carte frumoasă, pentru că am ascultat-o la radio și am rămas încântat și eu de găsuța din deal, de la Răstruce. Eu de ori trec pe acolo, mă uit la căsuța aceea, da, aici stai Druță cu căsuța de la Răstruce. Dacă noi am stat chiar să discutăm, sau adică cei cu frunze de dor, de exemplu, din 1957, frunze de dor, vedeți dumneavoastră, ne-am auzit Druță, așa, în planul din față, ne-am auzit că e o poveste de dragoste. Nu, acolo e o mare filosofie, o filosofie pe care Druță însuși o lămurește în discreditarea valorilor, în articolul acela care e un eseu ordinar, dar ordinar pentru Druță, nu pentru noi. Pentru că acolo se deschid niște paranteze, ce înseamnă, vă zic că, sau s-o facă pe Rusanda învățătoare, regimul. Păi nu, tu nu ești bună de învățătoare, dar noi îți facem învățătoare.
că tu toată viața ai să ne slujești nouă. Iată că citind novela, nici gând să mă gândesc să trag această concluzie. Dar Druță a avut în vedere să dedică și alte lucruri, de vreme ce, vă rog să fiți atenți, lui Gheorghe Doinaru era foarte apropiat timpul care venea. Avea năzuința de a realiza ceva, nu numai în dragoste, și în cărtoapele lui, dar și în alte domenii, așa. Dar era și teamă de acel viitor. Cuvântul teamă, frică, din expresia exprimarea lui Gheorghe Doinaru, ne spune foarte multe și aș vrea să cred, dacă greșesc, fiecare este în măsură să judece și să nu accepte acest punct de vedere, dar Druță a intuit că ne așteaptă niște vremi cumplite. Nu zic tamana, zic că de deportări și de colectivizări și așa mai departe, dar era ceva care îl punea pe gânduri pe Druță și ne se transmitea și nou ca unor cititori activi ai operilor sale. Chiar din cartea de debut Noi în sat, care e un mănânc de crochiuri novelistice, un mănânc de povestiri arti simple, ca așa, din socoteală, adică denumirea socoteală, cu căldarea veche pe care îmi lua în țăran și întreba cine putea să-mi schimbe mie căldarea? Că uite, aveam o căldare nouă-nouță și încolo. Mă întreabă pe vecina pojarului, adică pe stăpâna casei la care s-a întâmplat pojarul. Poate că mă stă, ai schimbat cumva căldarea asta din greșeală sau... Nu, eu n-am schimbat, eu căldarea mea nici n-am scos-o. Vă să zic că ea, o minte plămădiță, cine știe de câte decenii, și venea cu mentalizație totuși originală în sensul că era cunoscută de deacuri întregi. Dar ținea anume la acest mod de înțelegere. Dacă ne-am mutat de la acea noveletă de câteva păjinuțe, la o novelă ca Murgul în Crimeea, am vedea o întregire a unei viziuni foarte adânci și foarte consistente despre toate cele întâmplate moldovenilor puși pe războaie, nu din vina lor, străini au venit și i-au dus în Crimeea, i-au băgat în război și s-a născut acolo, în vâltoarea tuturor celor narate de Ion Druță, s-a născut o doină necântată încă, dar suferiță din adânc. Și dacă ne-am adus aminte, adică eu îndemn să ne aducem aminte cum murgul pe care capitanul îi ordonase stăpânului să-l împuște și cu gura îi spunea caporalul Carabagiu că îl va împușca, dar cu ei mă n-a spus niciodată. Și numai vântul pe o miriște străină se lăsă în genunchi la capul murgului și în jalea lui începe a se desprinde durerea unei doine ce n-a fost cântată încă, dar a fost suferită prin fiind. Viziunea aceasta asupra
eu știu, literaturii demne de viitor, născută într-adevăr din mari suferințe, călăuzește și cu Ionduță în piept la piept, în vatra Blăjinilor, în romane, mai ales în Povara Bunătății Noastre, Clocotnița, Biserica Albă, care îmi pare că încă n-a fost citită așa cum merită ea să fie citită. O fascinantă cunună de opere dramatice, opere destinate scenei, ne așteaptă în dramaturgia lui Ioan Druță și nu insistăm, nu o să vorbim despre dramaturgie. Las pentru Ion Sănătoși Bilenski, care n-a ajuns Bilenski încă, dar a studiat dramaturgia și, în particular, dramaturgia lui Ion Druță. Ca să vorbească clar despre fenomenul dramaturgic Ion Druță. Eu trec peste unele pagini ale acestui articol de ziar, care a fost scris pentru studenți, pentru acei care au încă a răspândi, a cunoaște, a citi. Dar ne gândim la discuțiile pornite încă de Rahmil Portovoi, i-am zis o gață Rahmil, dar el e Rahmil totuși. Și zic numai cei ce spunea la Nil Portnoi că la Druță domină elementul general uman, lipsește latura socială a operilor, dacă ne-am gândit și am jetat și am vedea că nu are dreptate acest critic, dar am discutat despre marile probleme sociale puse și dezbătute de Ion Druță astfel, încât să ia în sus de bucurie când îl prindea asupra unor inexactități Ivan Bodo. Și dacă a ajunsese Druță într-un moment să spună, păi luați pe cine doriți din acei care au trăit vremurile respective. Și dacă se va găsi măcar unul care să spună că Druță a spus minciuni, când ardeau hețare întregi de porumb pus pe împotrivație, dar aici lumea murea de foame. Ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Nimeni dintre scriitorii noștri n-a avut îndrăzneala să pună astfel de probleme. Nu vă grăbiți să spuneți că sunt niște probleme pur gospodărești, e vorba de viața oamenilor noștri, acei care au îndurat foamea, fiind cu păpușoi dați în putrefacție și nimeni nu a îndrăznit să ridice astfel de probleme, parțial de gospodării, dar în genere despre viața oamenilor. Eu ar da aici și un alt exemplu. Când Comitetul Central de la Moscova și Literaturna Gazeta s-a adresat unui domn de aici de la noi să scrie despre Eminescu. Și domnul de la noi, nu știu ce a gândit în sine sa, un om foarte bun de altfel, cu merite, dar nu a scris despre Eminescu. A scris tot Ion Druță. Și a scris un eseu de toată frumusețea despre Mihai Eminescu. Și în alte laturi concrete ale vieții, Druță s-a implicat și discuțiile care se implicau atunci sunt o dovadă a viabilității creației lui, care viabilitate nu a fost de potriva
așteptărilor noastre, nici în cazul niciun alt scriitor al timpului. Eu mă opresc aici, scuzați că ochii nu ascultă exact așa cum aveau eu, dar Bruță, acesta e un scriitor mare, care chiar dacă l-aș asculta pe deșleagă și nu l-am numit astăzi clasic, merită să punem nădejde că în evoluția timpurilor noastre și cititori mai atenți, mai clar văzători, s-ar putea să se discute încă clasicul al literaturii noastre. Mulțumim, domnul profesor. Apropo de text, domnul președinte Duca a vorbit despre faptul că am putea pregăti o privire în care toate comunicările noastre să apară integral și sperăm că vom avea această posibilitate. Acum trecem la o altă comunicare, dar nu înainte de a vă spune, pentru că a fost pomenit aici în numele Cristinsului Critic Vasile Crăpan, care a fost un profesor al meu. În anii 60, Vasile Crăpan a susținut o teză de doctorat despre roman. Romanul muzovenesc contemporan, doar așa la cea. Deci, bineînțeles că atunci romanul moldovenesc contemporan nici nu prea era. Ce era mai bun atunci erau niște povestiri despre care vorbea critica literară, Las vântul să mă abat, deci Fruzi de dor trecea drept povestire, fiindcă așa o intitulase Drucță, deci așa specifica Eugen. Și Crăpan, bineînțeles că a avut o strategemă așa bine gândită, se referea mai mult la romanul românesc, la romanii lui Evreanu, lui Camil Petrescu, lui Gadoveanu și altele. Și iată că acum putem vorbi totuși despre romanul contemporan, Max Arbean, moldovenesc, doamna Nina Korsinski, conferențial universitar și doctor nehabilitat, ține să ne vorbească despre Ion Ruță și restabilirea Convenției Romanului II. Bună ziua! Distins prezidiu, onorată asistență, dragi colegi, mă bucur că am oportunitatea să vorbesc despre romanul Frunze de Dor, un roman pe care l-am recitit în contextul cercetării mele postdoctorale și l-am redescoperit altfel de cum știam. Și comunicarea care urmează este o tentativă a mea de a vă convinge și pe dumneavoastră să recitiți și să redescoperiți acest roman pentru că merită, cu atât mai mult cu cât se citește și astăzi cu interes și plăcere. Cum bine știm, romanul din primul deceniu Cozbei din Resisene este expresia unei stări perpetue de asediu ideologic asupra umanului. Controlul partidnic al literaturii și a artei nu admitea nicio derogare de la rolul artei de a ilustra manicheistic lupta de clasă, isteria antireligioasă și toate comandamentele ideologiei comuniste. Din perspectiva zilei de astăzi, regăsim un trist deceniu al dogmei care nu a dat decât creații primitive ca mesaj și de-a dreptul toxice. În acest context, editarea în 1957 a romanului Frunze de Dor, de Ion Druță, era cu adevărat o revelație literară și o apariție literară aproape inexplicabilă, dacă ținem cont de contextul acelor realități literare, dar și de lipsa de experiență artistică a scriitorului. În ce consta noutatea acestui roman și în ce a constat și puterea de fascinanță acestuia? E o evidență faptul că Frunze de Dor recuperează cu o uimitoare naturalețe cadrul intim al vieții țărănești din Basarabia anului 1945.
aduce o explozie de politicitate, de tandriție, într-un spațiu literar decrepit și ideologizat, care substituise viața intimă a personajelor cu ora de clasă, cu fidelitate pentru partid și fanatismul cetățenesc sovietic și unde dragostea nu-și găsea locul, fiind catalogată drept sentiment minor și înfierată cu aspine. Deși narațiunea e situată în crâncenul an 1945, războiul nu este în prim plan ca în alte romane ale timpului, așa, este lăsat în subsidiar și sunt urmărite efectele acestui înconștiință a personajelor. Personajele sunt sărani din satul Răteni, gospodari vrednici, oameni cu frica lui Dumnezeu, care își duc zilele cu înțelepciunea Ferescului și a simplității mușchinită din tată în film. O obliză suavă de poezie edenică străbate acest mic sat basarabean, în care oamenii, cu o durere reținută, resemnată aproape, așteaptă scrisori de la cei dragi, ori de când fii căzuți în lupte undeva departe. Nu vom regăsi în frunze de dor eroi eliberatori, nu vom regăsi bogatirea faptelor săvârșite în păstrăvirea patriei sovietice. Lumea romanului pare încremenit într-un prezent continuu, unul care ține de cotidian, care ține de imediat, dar puternic ancorat în tradiție, marcat de datele arhetipale ale unui stat basarabean. Din elementele unui habitat rustic, patriarhal, răzbate, așa cum scria Călinceanu Mihai, o ontologie vaga spiritului. E vorba așadar de un spirit surci care nu are nimic în comun cu însemnele șablon ale statului nou din maculatura abundentă a vremii. După romane de genul Codre din Ion Constantin Ciobanu sau Tovarășul Vania de Samson Șleacu, care urmând o malute de clasă, impun în prim plan sentimentul de ură, care își pute suprema și expresie majoră a existenței umane, poze de dor marchează revenirea prozii basarabene la intimitatea cuplului, la zonele interioare, la zonele profunde ale eu-ului. Și nu este deloc puțin pentru o literatură care suprimase umanul în dimensiunile sale cele mai vii și mai autentice. Cu alte cuvinte, romanul Ionuță face o primă breșă masivă în edificiul îndoctrinat și betonat al literaturii postbelice din RSSM. Autorul readucând firescul, organicul, într-un spațiu literar din care fusese șterse literele esențiale ale umanului. Pătrunzi la un capăt la altul, o tonalitate lirică-baladescă, romanul repune în noi coordonate estetice sentimentul cosmic al naturii, reflexia filosofică, metafora poetică, ironia ușoară, umorul sărănesc. Omenescul, surprins în expresia sa primară, înrorată de candoare, înseamnă gădit cu recuperarea tematicii iubirii. Schimbarea se produce în profunzime, dar se produce și la nivel de discurs. În funcție de dor, narațiunea capătă mlădiri muzicale, sintaxa tinde spre libertățile imaginației. Ritmurile spontane ale colocvialității și spunerii confesive sfidează anchilozările limbajului de lemn. Cu acest roman, Ionuță, de fapt, repunea genul epic în drepturile sale legitime, firești. Reinstaura construcția dorică în literatura basarabeană, viața intimă a personajelor fiind elementul său constructiv de bază. Nu vom găsi aici modele românești asumate conștient. Romanul e mai curând creația unui talent vigoros, dotat cu intuiție artistică extraordinară. Filonul liric inconfundabil, poeticitatea erosului, simțul ascuțit al limbii și o empatie profundă pentru structurile de viață rurale arhetipale, organice, sunt dovada acestei vocații decisive pentru destinul literaturii basarabene. Frunze de dor are pe lungi construcții siguri, este bine vertebrat, urmând în tradiția doricului o structură ciclică. Între două timpuri, primăvara de vreme și doamnă târzie, se înfilipă și se stinge o dragoste aurorală. Câteva destine alcătuiesc linii de subiect împletite într-o compoziție unică. Iubirea dintre Gheorghe și Oxanda, începutul de ipomicire dintre Domnica și Spridon, dramele lui Trofimaș, un personaj dreptul memorabil și pitoresc în roman, și în fundal, viața țăranilor, grijile lor cotidiene, mentalitatea acestora, felul lor de a reacționa la șocurile istoriei. Cadrul narrativ este pătruns de o sublimă poezie a naturii cu intercalări constante de reflexii lirice, venind dintr-o adâncă și empatică înțelepciune țărănească. O cantare remarcabilă a sentimentelor indică un cod moral și estetic original.
Personajele au constituția bunul simț rănesc și fluide flacăra modelatoare a valorilor arhetipale ale binelui și frumosului. Autorul surprinde cu finețe gândirea intuitivă a omului de la țară, misticismul său naiv, reacțiile ghidate de resturile și superstițiile lumii patriarhale. Aflând, de exemplu, că și Badea Gheorghe a avut popoarele, Alexandra, îndrăgostită de el, reacționează în intimitatea sa cu emoții. Și el le-a văzut singur. E un semn. Asta trebuie să însemne ceva. Gestul timid, atingere ușoară, vorbe în hilduri, creează un cod al intimității numai puțin autentic decât, să zicem, în romanul Adela de Gravet Ivrelian. Aceeași forță a timideței o are și Alexandra. De cât de sundică de un comportament, de atât de năvalnică feminitatea ei, în clopotul ei interior, iradind discret în gesturi, în privind și gândind cu subînțeles. În acest spațiu al intimității, percepția senzorială ocupă un loc predominant. Pasiune își face drum prin intercalările și răsfrângerile pline de candoare ale imaginilor naturii trezite la viață și simțurile celor doi străini denotate sentimentului care se implică între ei prin chip de miracol al vieții. Gheorghe și Alexandra nu își exprimă despre străirile. Pudoare specifică codului moral al țăranului tradițional sublinează el o sugestie. Roxana este oarecum că Gheorghe a scos-o la dansuri. Sărutată de Gheorghe își duce într-un gest de inocență artista la poze pentru a-și șterge speriată urmele primului sărut. Ca în erotica folclorului, iubitul este numit Bade. Adresarea fetei eritrofă, patriarhală, iubitul este obligatoriu mata. Topostul erotic ține și de vechime și ritual, scoaterea fetei în lume, la joc de către flăcău, este o constantă, nu poți ieși la joc dacă nu te scoate băiatul, nu-i așa? Simțurile, în special celor activi și tactile, transmit inițiatori transmit emoții intense prin conotațiile lor simbolice metaforice. Cum bine ne amintim, în clopotnița, iubirea dintre Horia și Janet se asociază mirosului de lutuie. La fel și în funcție de dor, jocul seducției este sugerat prin transmițători sensuali, olfactivi, tactili. Și citez o frază care mi se pare extrem de revelatoare în acest context. Plătăul a pus în gura mândouă grândușile deodată. Pentru o singură clipă a simțit mirosna și izvita unui strâng de parcă mare. S-a uitat pe foliș la frumosul strâng a fetii, s-a uitat ginga și cânce ca un colț de codru. Iată. Erotismul se organizează în cumpul posibilului, în latențele senzualității vii și aride, așa cum se întâmplă și cu gestul pasional de atingerea ancheiturii mâinii, Adelei de către Podrescu. E o intimitate infinit mai autentică decât cea trucată în romanele dezinhibate ale generațiilor care au urmat. Poezia, instinctului aurorat de o candoare patriarhală, domină tonalitatea lirică a textului. Trăirile sunt exprimate voalat, metafora și simbolul devin vehicule de sugestie emoției. Detaliul poetic, alături de o pudicitate a reacțiilor celor doi îndrăgostiți, domină cadrul intim și adaugă profunzime și nuanță. Gheorghe venea domol, tăcut, oforat de mers cu coada ochiului și ceva dulce îl înfiora de fiecare dată când gruzița subțire, premăta gingă și îndumânica aspră și muta hainei lui. În fond, asta se și chema în Valea Răzeșilor ca te duce într-o duminică cu o fată la iar Maroc. Nu e așa că astăzi astfel de formule sună de tus și nici o manșer n-a riscat o retorică atât de patetică, o retorică exasperată. S-a și vorbit despre asta cu un ton acuzator de unii scriitori zilei, dar nu putem să nu contextualizăm atunci când analizăm acest roman. În 1957, o asemenea poezie a descrierii liriciza discursul și insinua în mod benefic puterea revigoratoare a intimității. Lirismul narațiunii surprinde și farmecul anotimpilor romane și naturale, vibrația sunetelor și culorilor proaspete, în care banalitatea se salvează mereu prin poezie. Sufla un vântișor și premăta bluzița copiilor, îi lipea frustișoarea de genunchi, îi juca o șuviță pe obraz și, Doamne, cum își făcea de vânt, cum își făcea de cap vântișorul cel.
Întreg romanul este ritualic, într-un sens ușor filosofic ateist, dar și în sensul construcției de roman doi. Precum anul timpului se succede în ciclicitatea lor naturală, așa și oamenii ar trebui să urmeze niște tradiții moștenite din toată în fiu. Conflictul scrierii ține tocmai de felul în care atmosfera inoabilă, încălinită parcă într-o ei mentalitate primară de bas, este perturbată de instrumile unor prefaceri sociale abia în prezent. Autorul reușește să ilustreze contradicția dintr-o lume tradițională înderută care pleacă și alta care se anunță prin același registru al intimității. Șansa apărută peste noapte pentru Rusanda ca să devină învățătoare, îl derutează pe Gheorghe. Îi provoacă o dramă interioară. Era ceva cu totul nou și străin tradiției bulgare de a se însura cu învățătoare. Era o devire gravă de la firea lucrurilor, așa cum a lăsat o tradiție. Era țăran născut în zoi de țăranilor și visa să ia căsătorie o fică de țăran. Dar învățătoare? Pentru ce trebuie lui învățătoare la casă? Și cum poți face căsnicie cu ea? Tu cu plugul, ea cu creionul și dacă faci un boș care nu-i plac, nu-ți place, cum îi spui? Atunci, un citat foarte dolitor. Dacă mama lui se bucură de vestea că va avea o nouă învățătoare, Gheorghe simte schimbarea ca pe o lumicare a spațiului intim într-un perun rece și străin în care el nu se mai regăsește. Rusana încearcă să dea impresia de firesc acestei curbe a destinului, dar înstrăinarea este inevitabilă. Toate parcă erau la fel. Însă haina lui Gheorghe, de care se atinge Rusana, nu mai transmite căldură și nu mai produce emoții. Glasul pământului nu mai intercalează cu glasul iubirii. Ca și în romanul Ion de Repreanu, între cele două voci fundamentale, clivajul este fatal. Ruptura nu mai poate fi refăcută. Rusanda se bucură de atențiile altui bărbat, unul din nou al lumii de intelectual, de elita statului. Decepția erotică a lui Gheorghe este nimicitoare, strigindu-i până și el anul fidelizeții pentru pământ. Odată pierdută iubirea, nici condiția de plugar nu mai poate avea un sens. Îndurerat, Gheorghe rupe cordonul umbilical cu pământul și pleacă la armată, înstrăinându-se de toți și de toate. Moartea lui Ion din romanul lui Rebreanu este finalul firesc al incompatibilității vocii orgoleoase a pământului cu vocea iubirii. Și plecarea lui Gheorghe la armată intră în calificarea unei morți simbolice. Personajul lui Druță este un învins, iar la mijloc nu e doar un eșec sentimental. Textul este doar cu cheie de rezonanță cea mai sensibilă, care dezvăluie fractura ontologică a universului patriarhal al personajului. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Vorba apostolului. Și fraza emblematică de la sfârșit. A pornit cu pași grei spre gara, rugându-se tot drumul la o pereche de coleți de polcovnic, să fie dus cu prima echipă de recruți, cu primul tren, în orice direcție, numai să-l ducă odată până va veni iar vremea frunzelor verzi pe aceste meleaguri. Iată că cu acest final echivoc, deschis într-o iluzorie speranță a unui viitor, când va veni iar vremea frunzelor verzi pe aceste meleaguri, sugerând parcă o înfrângere sentimentală cu șanse de tămăduire, întrezărim în fuga lui Gheorghe fatalitatea unui eșec existențial. Ca țăran cu un univers patriarhal pornind să se destrame. Acest eșec a declanșat fuga, marea drama a străinării basarabeanului de sine și de lumea sa. Mulțumesc! Mulțumim, doamne Corcinski. Eu țin să adaug gând că susă de la răscruce, singura operă la care Luții se referă Cârbeanț și care, despre care scrie că l-a frământat foarte mult și a ajuns chiar și la concluzie că important în scrierea unui opere este veselă titlului, așa spune el. A căutat acest titlu de frunze de dor și iese din Căsuța de la răscruce că e probabil opera lui Sirie, așa am dedus eu, nu știu dacă am dreptate. Acum, în ce privește atinerile noastre ale domnului profesor Ciohan și atinerile acolo frunzilor de dor, țin să vă mărturisesc că atunci când eram redactor la editura Cartea Dumnezeu, deci mi-a revenit obligația să pregătesc o nouă ediție a frunzilor de dor.
aceea, în Andreu, materialicește, s-a plâns la Comitet Central, la alte lucrări nu prea mergeau. Și atunci era cei la Comitet Central, deci haide să reedităm Comitetul. Deci, sarcina mea era deosebit de simplă, elementară, ca să iau 10 ediție, să o transcriu și să o dau la curios. Atât. Ei, ca să vedeți, la apariții, apare un scandal. De ce Cimboi a spus în nota, era o mică notiță autobiografică la sfârșit, care eu am reprodus-o tot după acea ediție. Și de ce spune Cimboi acolo că familia lui Druță s-a mutat în Ica Bodă. Deci Ica Bodă se numește Miciurina. Și eu trebuia să scriu atunci, familia lui Druță, că trebuie două lucruri. Da, s-a mutat la Miciurina. Ei, acum râdeți, dar atunci mie nu mi-era... Deci am fost, bineînțeles că discutat la Comitetul de Stat pentru, cum se numea el, edituri, poligrafie și comersul cu asta. Era un biser, un fel de biser, de fapt, care își cenzura cărțile și chemat acolo la ședință ca să fiu discutat. Ei, eu ce fac? Cum m-am apărat? Vă rog, dragi și membri ai Comitetului, nu ne-am mai spus eu, dragi. Să-mi arătați o istorie a literaturii sovietice în care se scrie că Maxim Gorki s-a născut la Gorki. Maxim Gorki s-a născut la Nijinul. Tot s-a trecut și trece la altă întrebare. Așa se spunea atunci și se mai spune și acum în Parlament la chestiune sau la subiect. E, acum, un moment deosebit cu frunze de dor la susținerea de doctorat al lui Vasile Corban, pe atunci se vorbea rusește, se susținea rusește, Corban avea așa obicei, frumos obicei, să mai citească, să citeze câte un proverb popular și la un moment dat zicea că era vorba de o anumită lume indiferentă și zice, se referea, bineînțeles, la ce e Iisus, deci că satul arde, dar baba se peaptănă. Și dă să traducă proverbul care știți că în rusește trebuia să arde ceva analogic. El a tradus în felul următor, zice, se logorit, a baba dele coșic. Acum îl rugăm pe domnul profesor Andrei Zucan să ne vorbească despre Biserica Orbă, între melancolia imperială și genezele autohtone. Stimați colegi, Biserica Orbă este romanul doric al literaturii române din Basarabia, cel mai structurat artistic, cu deschideri multiple de sens și cu extraordinară încărcătură umană, afectivă și spirituală. Cu regret însă, trebuie să spunem răspicat, în spațiul public, Biserica Albă este un roman ca și cum inexistent. Ocolit de nedrept de critică literară, de programele școlare și de cele universitare. Nu este, din păcate, singurul exemplu. Mă gândesc și la lipsa din manualele școlare a romanului din Calidor de Paul Goma, Cronicul Găinarilor de Aureliu Busiuc, Trei ceasuri în iad de Antonie Plămădeală și, firește, Viața și moartea nefericitului Filimon de Vladimir Beșleacă. E un lucru regretabil care ar trebui de urgență reparat. Cel puțin
ultima relectură a romanului a însemnat pentru mine un impuls de a da cursul unei intenții mai vechi, de a scrie un studiu mai întins, în care se dezvăluie multiplele aspecte ale acestei opere de profundă maturitate cu toate aspectele ei. Deci, războiul și pacea, puterea imperială și puterea credinței, cu relația masculin-feminin, simboluri ale Imperiului și simboluri arhetipale autohtone, Petersburgul și Iașul, Petersburgul și Kievul și Cernigovul, etc., etc. După clopotnița, în romanul Biserica Albă, apărut în 83, Ondruță mai face o tentativă de a echilibra masculinul și femininul într-un centru de rezistență națională. Romanul încearcă să renoate firul continuității, asociind voinicia în bătălie, smerenia creștină și căldura ocrotitoare a maternității într-o parabolă a unui neam care sub tăvărugurile istoriei își păstrează cu o îndărjire eroică temeierele vitale și spirituale. Bărbăția în luptă e întruchipată de Ioan, zis vânătorul de munte, fostul drapelul răzvătiților din Transilvania, paznic al capului Horia. Ecaterina, zisă Ecaterina cea mică, aluzie la o împărăție domestică pe care o guvernează, e mamă a 6 copii orfani pe care crește, îi îngrijește și povățuiește ca o sfântă duminică din poveștile populare. Cel care reprezintă energie eroică, bărbăția neamului Ioan, coboară în Ocolina, dar nu direct. Coboară din iurișul bătăliilor și nu a devenit ca Horia din propotența de ispitirile istoriei. Fire deschisă, solară, ca om liber al munților ce este, după eșecul răscoalei lui Horia, el ajunge la mănăstirea Neamț. Este poslușnic al starețului Paisii Delicicos. Din jocul Moldovei, din Ocolina, de unde Soroca, la mănăstire, la mănăstirea Neamț, în căutarea unui preot, urcă Ecaterina cea mică, aceea care crește 6 orfani, iar în lipsa setenilor, are grijă de biserica din sat. Astfel, mănăstirea Neamț, sau mai exact, chilia stărețului Paisie, e punctul simbolic de intersecție a energiei virile originale a neamului cu feminitatea sa maternă într-o dublă ipostază, mama copiilor fără părinți și îngrijitoare a bisericii. Grija de orfan și grija de biserică fac parte în inima Ecaterinei dintr-un sentiment unic, matern, de milă și dăruire față de începuturile fundamentale ale vieții și ale spiritului. Sunt forțe care stau la baza genezelor și regenerărilor neamului, răvășite turbulențele dramatice ale unei istorii ingrate. În chilia Sfântului Paisie, aceste surse subterane ale denuirii de neam se întâlnesc și se leagă într-un nou început de continuitate, simbolul căruia este Biserica Albă, o biserică miracol în mijlocul unei istorii zbuciumate, ce îi face în final pe străini să se mire și să se minuneze. Este în creația lui Ondruță un motiv care persistă de la operă la alta, degringolarea marginii, destrămările temerilor tradiționale în fața unor forțe ostile și implacabile. Ne amintim deja un deceniu și ceva în urmă, romanul Clopotnița a apărut în 73. Clopotnița cu Ștefan cel Mare a fost arsă în totală indiferență și lipsă de reacție a setenilor, inclusiv a elevilor din Căpriană. Etosul locului a arătat fisuri grave, mai înainte chiar, în povara urătății noastre, odată cu moartea lui Onache Cărăbuș, ieșirea în prim plan a omului
omului nou drept și amoral. Observăm că una câte una din axele de continuitate și rezistență ale Basarabiei se dărâmă sub inexorabila ofensivă a unui timp străin spiritului locului. E un timp prăbușit mai demult peste aceste meleacuri, până la unei istorie dure, nepăsătoare, plină de o flegmă neagră, în care pare că s-a adunat tot urâtul universului, de la facere în pace. E nebunia curții imperiale a rusești mânată, ca într-un vârteș fără oprire, de deșertăciunile gloriei și de mărirea. E și răceala unui imperiu stăpânit doar de patima nesăruită alățirii, a cuceririlor. E, în definitiv, neputința omenească a înfrânării și a stăpânirii de sine. Ion Druță a însușit magistral lecția lui Lev Tolstoi de plasare a marilor evenimente istorice și a micilor întâmplări cotidiene în parametrii unei filozofii de cuprindere largă a războiului și a lumii cuprinse de vârtejul acestuia. Subiectul scrierii Biserica Albă are drept pretext unul din războaiele ruso-turce desfășurate pe teritoriul Principatului Moldovei și încheiate cu pacea de la Iași. Niște incursiuni nocturne ale unor grupuri răzlețe de bășteni sunt unicele scene de luptă ale romanilor. Conflictele se derulează pe alte planuri ale existenței și cu alte semnificații decât cele ce țin de curaj, eroism, cruzime, distrugere, masacre. Lumea în sine este un război continuu, un foc etern, zicea Heraclit. În zbuciul universal de cazne și de strădare, de discorde și devoțiune, de înrătnicie și abandonuri, de aroganță și umiliță, umilință Ion Druță prinde firul a două impulsuri ontologice fundamentale ale istoriei noastre. Două energii în care setea de mărire, strălucirea și fala sunt în rezonanță cu ecourile evlaviei și smereniei, iar aroganța și trufia cu nălucirile atotputerniciei și gloriei își găsesc refracțiile de nerecunoscut în perisabilitatea și vremelicia celor lumești, dar și în puterea credinței și forța cuvântului. Orgolele și vedenile Ecaterinii cea Mare și a favoritului ei, Potiomchen, de lățirea Rusiei până la Constantinopol, faptul și jocurile perverse de putere ale curții imperiale rusești, ambițiile, capriciile, uriile și destinele schimbătoare ale favoriților prea puternici ai împărătezii se împletesc într-o curgere epică largă, în care se resimte parcă însăși zăpava leneșă a timpului, care nu are unde se grăbi. Cu grijile cotidiene, micile patimi, căderile meschine și lăcomiile egoiste pentru cele lumești, ale oamenilor locului, dar și cu râvna de credință și ardorele celor două personaje emblematice autohtone, Ecaterina și Ioan. Grija lor față de cele sfinte. La hotarele dintre imperiile care se confruntă, Moldova pare geografia abandonului și a uitării. Rămasă fără centru ei istoric-simbolic, mănăstirea Putna și mormântul Ștefan cel Mare, cu domnitorul Grigori Ghica al III-lea decapitat, cu oștiri străine luptându-se pe teritoriul ei și cu o populație nestatornică în care fără de legile războiului au trezit vechi metehne și au impulsionat noi vicii, această margine de lume vădește însă o extraordinară vitalitate și o putere colosală de rezistență spirituală. Un duh nestrămutat al transcendenței, o boare de dumnezeire vine mereu să repare nedreptățile, să așeze la locul lor nepotrivirile, să îndrepte gândurile și faptele rătăcite pe calea celor pline de har.
nu vom mai întâlni aici dezvăluire de senzualitate și politicitate și nici jertfele de lirism specifice scrisului lui Ioan Brusa. Personajele, întâmplările, faptele, simbolurile, tonul narațiunii chiar, totul e prins într-o alchimie a esențializării semnificațiilor și spiritualizării semnului. De o parte, Ecaterina, zise printr-o paralelă a simetriilor adenomice cu țarina Rusiei, Ecaterina cea mică, anima locului, verdura mamă, îngrijind și ocrotind o droaie de copii orfani abandonați, urcând după binecuvântarea starețului la Mănăstirea Neamț, pe de altă parte, Ioan, covărător ca și personajul din Locornița de Munții Transilvaniei, de unde a descălecat și Dragoș, fugar pentru participarea la răzvătirea lui Corea, acum posușnic la Mănăstirea Neamț. Și în mijloc, unul din stârpii ortodoxiei rezerterii, Paisie Velișcovski, înțeleptul teolog, traducător al Sfrocaliilor și arhimandrit al Mănăstirii Neamț. Pravoslavia lui Paisie, Sfântul Înțelept, născut la Poltava, în Maurusia, absolvent al Academiei lui Concil din Kiev, întemeiată de Mitropolitul Moldovean Petru Movilă, instituție teologică unde peste două secole a fost student și Alexei Matveievici, face parte dintr-o strategie narrativă specială. Toate strecătoare, fiule. Și dăruințele, și înfrângere, și călcatul în picioare. Numai unul cuvântul ne va putea smulge de curățenia și nedreptatea acestei lumi, îndreptându-ne către cele veșnice. Așa povățește starețul pe Ioan. Nu e greu de observat că în subsidiar interacțiunea complementară a limbilor de subiect, așezarea antipietică și intercalarea diferitelor planuri ale realității într-un sens filozofic unic. Înțelepciunea divină cu rădăcini în Chievul pravoslavnic împinge splendorele și marele și măririle curții de la Petersburg, proiectele ei de cucerire și jocurile cu vectorii strategici de extindere imperială în planul vanităților, provizoratului, golului ontologic, cu derivata existențială a acestuia, cu jântul, amesticul de tristețe și amărăciune, pe care ruștii îl numesc doscat, zice Mândruță, pe care suferă iremediabil atotputernicul profetului. E urâtul din care nimic nu rotește și în preajma căruia toate cad sub domnia aleatorului. Își pierd sensul, se moleșesc. Nimic nu se salvează și nimic nu mântuie. Nici fastul bogăților, nici măreția puterii, nici gloria victoriilor. Cu ironia mare, o judecată aspră, asupra acestei voințe de putere imperiale, oarbe și fără suflet, apare în roman căderea din grațiile împărătesii, îmbolnăvirea neașteptată și moartea lui Părtăuție. E o supremă ironie a divinității, dacă admite că Dumnezeu mai și glumește cu vanității omenești. Pitacul găsit în corpul drumului de un ciovan, oferit pentru a-i închide ochii, după obicei, ochii mortului. Mortul este personajul care a deținut în cadrul Imperiului o putere aproape absolută. Aceeași înțelepciune dumnezeiască, asociată cu puterea de vitalitate și de credință a locului și a oamenilor lui, urcă marginea aceasta de lume pe un plan superior al dăinuirii cu rost, într-o armonie a frumosului și sfințeniei, în chipul miraculos și etern al Bisericii Albe, de care toată lumea se minunează. Două realități și două puteri. O putere a strălucirii, a fastului, a orgoliilor și a ambițiilor nemăsurate, revărsându-se capricios peste margini, într-o patimă a extinderii și
o trufie a cuceririlor și o putere roasă, este o putere roasă de lupte intestine, de rivalități cinice, cuprinsă de melancolii inexplicabile, ca de un blestem al destinului, și pe de altă parte, o putere zidivare a bunătății, a deinuirii și umilinței, a îndărătnicirii într-o credință și frumusețe, iar deasupra lor, ochiul scrutător al divinității, o judecată inflexibilă, identificându-se în roman cu ochiul naratorului, un ochi distant, incoruptibil, față de tot ce ține de urâtul și de strâmbătățile unui imperiu care se lățește prin orgoliul unor vanități omenești, războaie, drame umane, pustiiri și ruine. Dar și un ochi cald, plin de empatie, când în față se deschid niște zări de viitor, oferte de salvare a neamului său și a puterilor ancestrale ale locului, de la marele degringolare al istoriei, prin tăria credinții și ostenelele bunătății creștine. Biserica Albă e ultima fantasmă temeitoare pe care o mai vede aievea scritorilor în Rusă înainte de 1990. Alături poate de Toiacu Păstorii, care e mai degrabă o perifrază literară a Baladei Iorița și un ecou al sentimentelor de deșteptare națională de la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut. În cercul divinus, văzul se află deja la cotarul mălucirilor incerte. Cel ce vede pe perete trapezii, pe peretele trapezii, mâna care a deschis o carte furtită în văzduh cu chipul Mariei, prea curată, este copilul bolnav, mental, rotat, lui Ghiță, personajul pivot al valorilor autohtone, ea doar îi se năzărește. În totul fantasmul de regenerare este deja un gol imens, o cădere într-un hău fără de margine. În rugăciunea repetată rând cu rând de copilul bolnav, încenunchiat alături de dânsul, resimțim tragismul omului care se află parcă în fața dumnezeirii absente. Rogul mute pentru sfintele de blocașuri ale neamului nostru, rămase în acest amur, fără preoți, în care, fără drept credincioși, iartă-i, Doamne, pe cei care au ridicat piatra împotriva credinții neamului meu, și iată pe sărmanul meu neam, care, înfricoșându-se, s-a legătat de tine. Credința în posibilele miracole de geneză națională pare să fi cedată. Cineva a stins lumina în Moldova. În creața scripturilor se conturează o nouă etapă, care, ca și acest roman excepțional al literaturii române, Biserica Albă, își așteaptă cercetătorul obiectiv, meticulos și integru. Mulțumesc! Mulțumim, domnul profesor Turcani, pentru această comunicare coerentă, profundă. De altfel, într-un articol publicistic, Eminescu se referă și el la această idee rusească de recrearea Daciei, deci. Și Eminescu, cu impresia lui genială, deci e idee bună, dar de fiind și noi realizează. Dragi prieteni, dar de altfel, de atâta s-a renunțat la Dacia, s-a luat România. Au fost discuții în Europa la capitolul ăsta, în timpul de țară. S-a renunțat la Dacia, nu mai are cadere. Aici încheiem simpozonul nostru, înainte de a figura în contact cu maestrul Rusă, urări de sănătate și de inspirație. Și am mulțumit tuturor
Și doamne,